Hai, salutată-mea și bine v-am găsit la un nou live. Vedeți și voi ce s-o mai schimbat. Stai. Deci se vede totul bun. Bun, se vede totul. Așa, până aici. Astăzi ne jucăm din nou GTA 5 cu mașina noastră electrică care am cumpărat-o recent și... Stai să închidem ușa așa și e cea mai scumpă mașină din joc, cum puteți vedea și voi, adică vă arăt acum. De ce ai scris în titlul GTAO? Pentru că e Grand Theft Auto Online, știi, nu e GTA 5, e GTA Online, știi, și de-aia. No. Da, asta e cea mai scumpă. Bine, plus... customizare și alea, 3 milioane, dar în fine. Ah, B. Ce, de? Mi-am cumpărat fabrică de iarbă în oraș și au costat vreun milion și, dar nu contează și din Paleto Forest de aici mi-am mutat bunkerul aici care a fost fix 777 de mii fix ca să mut. Și eu acum pot să fac profit cu el. Știți că mi-e mult mai ușor să vând astea și chestii. Așa că hai să începem cu o misiune cu bani. Că încă nu s-a terminat eventul ăla de double cash, experiență și chestii. A, da, și mașina electrică, de-aia nu auzi nimic. Cea mai rapidă mașină din joc. Și avem aici grind job-uri. Și avem asta. Îți curios în câte minute fac, dacă fac în două sau în trei. Și chestia e că îți dă... Ce ciudă e ăștia care e acolo. Da, auzi. Căci că eu nu meritam. No, bine mă, că merita Vlad când avea 1200 să aibă Crown Leon. Bine, că pe Crown l-a cumpărat cu bani, da? Sau pe un, nu mai știu. Pe unul l-a cumpărat cu bani, dar ce te-a picat, frate, adică. Ce? No, mi-a picat și sesiunea. Nu, mai bine. A lot easier. Suntem poziți de... Griefer. Să ne mai atace fiecare ei. Pentru că noi nu cumpărăm Sharkard. Așa că nu o să ne ofere Griefer decât nerv. Nu o să ofere un bonus la Rockstar. Sper ca așa să se întâmple mereu, pentru ca Rockstar să își vadă de treabă. Să nu rezolve chestii pe care... Adică, mă, care te ajută pe... Nu știu cum să zic. Rezolvă chestii care te ajută. Da, ei nu rezolvă glitch-urile, cum e Titan glitch-ul de nu poți să mai... arunci supply-uri și trebuie să închizi aplicația și așa până mergi și tot pierzi și chestii. Hai, nu rezolvă. E că e pierd Sharkard. Ia să nu mai cumpăre nimeni Sharkard. Că una din 5 persoane cumpără Sharkard. Și una din 5 persoane care are opresor îi sub level, sub ăla, level 100. M-am tot încurcat de 1000 de ori. Uite, scrie acolo 260. În fine.
Bun, nu s-a terminat Double Cash și Destia. Bine, cred că trebuie să termine, da. Da, pe mine nu mă încurcă. La bunker am luat supply-ul, nu mai am ce face acolo. La fabrica de iarbă am dat un upgrade, așa că ia să vedem și noi ce avem. Dar chestia asta pe care folosesc eu acum e broken. Deci pe bune. E micunea ta secretă, frate, pentru griefuri. E cea mai bună pentru a distruge cargo. Și pe bune, eu mă chinui o zi întreagă să fac chestia aia. Să strâng 111 creatori, să vină un prost de ăsta să mi le distrugă. Bine, că pot să închid aplicația, dar tot pierd 3 creatori. Bine, pierd, cum sună asta, pierd 3 creatori când eu am, nu știu câte, 111. Da, dar sunt 36K. Mă rog, 18K profit. Na, păi, dar eu am crescut ăsta, de ce nu fac și ăștia mai repede? Nu, Dumnezeu! Ăștia se joacă pe telefon. Bă, băi, v-am plătit 200.000 să veniți aici și voi vă jucați pe telefon. Dumnezeu! M-aș băga de aia, mai ales cu cea mai bună mașină din joc, dar nu. Parcă nu. Ce putem face noi ca Motorcycle Club? Cred că putem face o misiune de hangar. Da, putem face gun running supplies, care nu mă ajută deloc, nici ăsta. Ăștia mai e un minut. Hai să băgăm aici. Și nu mai știu pe ce treia să băgăm. Pe nargotice? Cred că așa. Hai să băgăm așa. Meriwether might be an army without a country, but it does have. No, hai, Dumnezeule, așa. Ah, păi da, Meriwether ăsta e aproape de hangar. Și aproape și de mine, bro. Fuck. Da, întrebarea mea, cât de sus e? Destul de sus. Și
Cred că prea sus pentru opresor. S-ar putea să nu am destule rachete. Se sparg pe toți. Ui! Hai și cu asta. Ui! Băi, funny! Acum nu mai e funny. Na, mă! Mai vei? Gata! Să fie rău, că trebuie să... am uitat care e faza cu opresorul ăsta. Că trebuie să facă așa și așa și așa ca să aterizez. Dă-mi cargo, așa. Veni și cu rea. Mă, bine că unele puneți voi. Bă, să nu trageți în mine. Vă sparg. Vă dau rachetă în față, dacă trageți după mine. No, păi, ies mai rapid ca ei. E, n-ai niciun sens, că de obicei buzăr durea mai rapid ca asta, dar... Bine, cum conduc ăștia, normal că încet, da. Să fii tu, bă, mi-e dat și avion. N-am ce face cu el. Cred că trebuia să mai explodez singur ca să... Eu v-am spus ce se întâmplă dacă dați în mine. O hidră acum. Mă rog. Un laser. Cargo delivered. A look at. Să creștem producția la buncăr,
să ne luăm și noi un office ăla cel mai mare, Maze Bank, cel mai înalt, să îi vindem pe ăla cu 1 milion care au toți săracii. Mă, tu faci poză? Mă, tu faci poză? Nu, n-a poză. No. Vrei să faci poză cu mor? Nu știu dacă fac o poză, dar nu mă interesează. Nici o mașină de care îmi trebuie să o vând. Ce credeți că-mi faceți? Până ia balistic record, mă întupai voi. Stai, nu, trebuie să-i dau return to storage. Manage. Profesorul. Vă sper că e nou nouț, adică ne respectăm. De fapt, mi-e ușor să-i distrug, să iau altul. Ah, stai. Corect, nu e mașină de 60 de, $60. Mă costă 10.000 de dolari să... Da. Astea. Borcane de joburi. Ca s-au dus amândoi. Deci amândoi așa, dar amândoi s-au dus. M-o spart, ești prostă ca... Mi-e frică să nu mă spargă poliția. Mâncă, mâncă aici. Hai și bagă laptop. Mă! Asta se uită. Împrejur. Hop, stai, poate așa. Mi-a spart asta toată viața. O să încerc. Bun. Șaptezeci și nouă, unde e 79 și 86. Uite. I've got full access to their servers now, and I set the target's location to your GPS. There's nothing about this guy I don't know. He's got a contract.
mercenaries looking for their own payday. That's Phoenix with shotgun. Uma easy peasy. Acum trebuie să mă duc la un target care e 30 headhunter, gen target de headhunter. E mult mai ușor. Gen, bine, și targetul moare un pic mai greu, dar nu de-aia mereu raider care trebuie să-i tăși 4 glanțe de heavy sniper în cap ca să moară. Au o chelie de oțel. Bine, și dacă tăși cu tank cu ei nu mor, dar asta e partea doar. Hai, unde ești? Să fii tu că mi-a rămas motocicleta. Mă, ce treabă ai tu cu mine? Nu, așa cum a plecat, să-i niștiți. Am motocicleta mea. Ok. Nu știu, dacă dau disband, pierd supply-uri, adică nu le pierd, dar gen nu mai produce. Dar asta înseamnă minus 20 de cam. Ia uite mai iarba asta și voi n-aveți product deloc. Deci value zero. $15,000. Hai să dăm o stie supplies. Deși ieșim pe minus cu 5k. 6 chiar. Da, avem 5.000. Ah, you ready to settle this the old fashioned way? With fists and jaws and bruised internal organs, huh? Okay. Well, the lost are cutting loose at some club and a few of the brothers are carrying the packages we need. Check your guns at the Ah, știu misiune, ce mai urâtă misiune care poate să-mi pice? Mie. Ce mai urâtă misiune? Deci, I really, really hate this mission. Trebuie să mă bat cu pumnul cu ăsta de din aia care au cuțite și de aia. Beat up. Păi n-am... Ăștia au cuțite și chestii.
Uite-te și tu, ăla are pumnal. Hell, man. Mi-e dă, mă, că toți au pumnale și cuțite. Nu mai eu n-am nimic. După ce că trebuie să mă bat cu 100, nici nu pot să mă feresc chiar. Misiunea asta va dura mult. Lăsați-mă în pace! Vă omor! E, nu ai nicio problemă dacă ai strength-ul maxim aici, da, asta. Să mă, poți să ai și noroc, da. Nu, ce misiune a fost asta? Am făcut-o în 2 minute. Ce în 2 minute? Într-un minut. We got what we need. LJT signing off. Bă, și cât m-am chinuit data trecută la misiunea, știu că n-aveam opresorul. Bă, frate, și-am mers cu o motocicletă. Singur. Singur, simplă, cu o motocicletă simplă, frate. La 7000 distanță și m-am întors. Și după ce că era fix ultimul care să-mi dea productul, și am stat jumătate de oră la ea, m-am mai chinuit și drumul. Oh my god, oh my god, oh my freaking god, oh my. Apple Barnate. You know what's easy? And as luck would have it, there's a 211 on the police scanner, so we're in business. Use the app in the nerve center to access the traffic camera network and find out where the robbery is going down. Then just swoop in and take the payday. No, and I'll find us a client who can deactivate a die pack. Dă-mi la Pacific Standard Bank. Și așa trebuia să se numească jobul, nu și banca, că n-are nicio treabă Pacific Standard banca. Adică e Pacific Standard job, că e standard să fui o bancă și gen te duci în Pacific ca să scapi și... da. Ok, ăsta e shotgun, bine de știut. Mă, Dumnezeu!
Mă rog, misiunea este așa ușoară. Deși un începător, dacă îi dai opresorul pe mână, îl face în 3 minute. Gen, i-am dat cineva care nu știa, n-avea nicio treabă cu GTA 5-ul. El e fan Call of Duty. Ne, nu prea are cu GTA 5-ul. Păi frate, și eu pot să-ți facă 7 minute, adică la cine n-ai mai treabă 30 de minute? Și el care nu s-a mai jucat niciodată. Bine, nu vreau să zic că vreau să schimbe ăștia, că jobul e așa fain. Nu vreau să schimbe și mai ales că vreau să rămână double cash experiență. Să rămână toată vacanța, că ajung la banii professional. Pare și că de când ia GTA 5 pe PS3. Așa așteptăm aici. Hei, avem încă o persoană pe live. Bine ai venit. Uite, așteptăm și noi să scăpăm de poliția asta. Ca să... livrăm. Am uitat că nu-s cu elicopterul și... Nu manevrez așa. Și aia să-mi iau mare rachetă în față și acolo eu nu mai ajungem. Salut sau hello! Welcome! Salut! Yay, 61 de ca! Stai, ce scrie aici? Stai! Gross! I hope you're happy with that paycheck. Uite, un gang attack. L-am făcut. Mergem la bunker să vedem ce mai avem pe acolo, ce s-a mai întâmplat, ce și cum. Sper numai dacă, adică, cred că am, da, o să fur niște supply-uri pentru bunker, dar mi-e frică să nu dea misiunea aia de aici. Care era super util atunci când aveam bunkerul din Paleto Forest, care, na, mi-a dădea în 20% din cazuri, mai ales că nu-s doar 5 misiuni, sunt foarte multe misiuni, deci mi-a dădea destul de des.
Bine, făceam și eu misiunile din Paște în Crăciun, dar... Asta e partea a doua. Adică, le făceam așa de rar pentru că... Da. Pur și simplu, nu se merita. Și am vândut bunkerul și am apărat ăsta cu 1 milion și am avut de 8 milioane care trebuia să mi dea. Știi că atunci când îi... Wow, ce frumos să zbori pe sus. Îți place? Nu, nu-mi place. Normal. Asta e cea mai... annoying motocicletă, gen... E micuneata secretă pentru grifări. Asta. De ce? Pentru că, pur și simplu, eu stau, de exemplu, o zi întreagă să fur 111 creatori, să vină un prost de asta cu o motocicletă de asta să mi-e distrugă. Știi, și noi nu-i dă nimic, ai dă 2000 de dolari, care nu faci nimic cu ei în jocul ăsta. Știi, da, nu, aia ți-e distruge, că ce contează că eu am muncit atâta el, mă, doar pe mine undeva. Știi, și mi-e distruge și aia e. Și ori cumpăr shark card-uri, ori nu mă mai joc jocul ăsta. Bine, mă bucur. What the fuck? Cum adică te bucur? Adică... te bucur că unii stau 10... ore, de exemplu. Okay. Și să vină un prost de aia cu o față de aia să te distrugă. Ah, că-ți place. Îmi place că mă ajută la misiuni, să nu înțelegeți aia ceva. Mă ajută la misiuni. Da? Eu n-am folosit asta de când o am. Stai să mă gândesc. Am folosit-o, cred că... Nu mai știu dacă am folosit-o odată. De când am cumpărat-o. În serviciu de a distruge pe cineva. Deci eu nu-s toxic ca... doi dintre player care erau de-astea. Înainte toată lumea lua Hydra, jet-uri, chestii. Care și eu alea sunt mai OP. Bine. Dar asta-i micunea ta secretă, adică... Vizionare plăcută. Dar cine zice asta? Păi eu trebuie să vă zic vizionare plăcută, Dumnezeule. Nu vrei să vii tu aici în locul meu să vorbești. Și eu fac misiune, că mi-e mult mai ușor. Se zice oameni care treaba, care cum, ce se întâmplă, ce se mai întâmplă cu jocul și eu mă joc. Thank you.
Bun, am rezolvat. Haide. Deci nu îmi zic că supply-ul e... Ce? Cine? Ok. Bă, durează mult misiunea asta. Bine, o dura mult că... Îmi trebuie să scriu și eu un mesaj pe telefon, dar asta e parcă... No, bine, chiar nu mă interesează că... Dezbrăcația aia nu cred ca o elicopter. Și așa cum ai zis și tu, agent 14, idioții aia n-au cum să mă prindă. Vin pentru supply-uri, dar n-au cum să mă prindă pentru că am motocicletă și n-au ce să-mi facă pentru că ei sunt cu niște rable încărcate cu lemne. Nu te miști cineva dimineața plăcută. Da, păi nu prea mai am ce să zic, ce să mai discut. Am ajuns la destinație. Asta să scriu acolo, ăla. Nu aici. Aici. Good work. That's what these labs run on. Stay. Nu aici.
Ah, stai. Da. În fine, oricum nu îi mai pun. Ah. Am vrut să pun ăla de... De ăla. De... De scrie acolo jos cu... Am vrut să zic că mă găsiți ca Cristian Stănescu, a.k.a. numele de joc lor Cristi. To my raid. Delivery MP. Nu fac asta, nici să mă împuști, frate. Cea mai proastă misiune pe care pot să faci, dar noi o să facem. Nu, mi s-o șters. Da, Lester ăsta de nu-mi trimite la setup-uri, de mă doare fruntea. Uite. Ui, 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 ua. Parte să nemo. No, acum e greu că trebuie să vorbesc și cu ei la misiunea asta. Așa că nu cred că o să mai vorbesc cu voi prea mult. Așa că stai să ieșim din gașca asta. Ieși. Ok. Așa, bun. My car. Bine, știu că ce mai probabil e un bărbat, dar asta e foarte bine. All right, let's get the EMP in the LAPV to HLAR. The LAPV is still at the safe house on North Calafia. Obviously, this is a malware style attack, so we need to get the Trojan in without it being identified. The worst car for this road. No obvious signs of tampering, so once it's in place, it shouldn't be flagged and as suspicious. On rain. Until it's too late, that is. Yep. We're providing you with suppressed firearms to make minimum noise impact when dealing with cars. The rest is up to you. The guards in each other's sight lines will need to coordinate your takedowns. Standard procedure for a gang of no good criminals like us, I'm sure. Combinație fatală. Fatality for this car. This is almost my favorite part of the process. Putting on the finishing touches. It's like the night before Christmas or the morning before a test. Yeah, I got a degree. In prison, the anticipation is killing me. So I guess we're all in danger. You'll be happy to know we got a good price for the Hydra. Yeah, the nightmare before Christmas, or then. I just hope it gets used what it was built for, you know? That it's out there bombing orphanages instead of sitting in mothballs appreciating in value. The buyer does have a questionable human rights record, mind you. So here's but hoping for he's not us, just rolling it out for air shows. For the money. Oh. Easter. Whee!
you don't have how to control this freaking car. Da, nu prea ai cum să controlezi câmpioul. Mă zici că eu curbe astea cu frâna de mână. Și misiune. Am intrat pe la prietenii lui Trevor, între ghilimele. Dăm pe fază lungă. Deci asta fără să se ducă în parapet, nu ia, frate. Deci asta dacă nu se lovește de toți parapeții, nu e mașina asta, e mașina, e altă mașină. Ui, sunt cu ea în apă. Pam. M-a avut aici pe mie oară, dar nu contează. Fii tu că nu știi cum să urcă în mașină și nu știi pe unde am urcat eu. Unde am urcat eu, pardon. Bă, cum? Cum poți să blochezi mașina aia în halul ăla? După ce am după ce am făcut 10.000 de flipuri cu mașina aia. Ai X80 Proto, dă-i bunză. Ce mai avem pe loc? A, destinație, cara, cara, mașina. Cum să botez în mașină? Ce nume să-i dăm?
ar fi acum să iertez. Știu, mă, e pun proximity mai. Nu, că după aia... După aia că vine, explodează și pierdem high school. Nu, că mi s-a mai întâmplat. Ia alți camere, zici că eu n-am mai făcut histul ăsta de 1000 de ori. Setup-ul. I've transferred control of the cameras over to you. We don't have very long, so scan the area quick and make sure you know where the guards are. The guards will raise the alarm if they see anything suspicious. If the alarm goes, we're blown. Look out for their sight lines and take them out in pairs if you have to. But you only need to drop them if they're in the way. The aim is to get the insurgent to the bay at the rear of the facility. Clear a path to the bay. Okay, someone in the car, someone at the hill, and someone with me. There are multiple Meriwether guards between you and the bay. The bay is near the main switchboard for the facility and its primary generator. It's where the EMP will do the most damage and where it's least likely to be discovered. The more damage the EMP does, the longer the lights will be out, and the higher our chances of a successful mission. You only need to take out the guards in your way. Someone on the hill, man. Okay. You're doing well. Keep it up. Did you do some more thing? Hai, ce-i partea voastră? Să bătesc pe aia cu insurgentul. Mă, ce fac? Nu știu eu prost. De ce eu? Ăștia n-au arme cu amortizor decât sniper. Someone go kill the insurgent. Your call.
man, wait. Am pus să tacul ăsta. Bring this on board. I lost the
interesting. Bine, cred că astea se apez nea, adică nu cred că prinde numai pe care. The wrong way, man. Știu că am plecat de la ideea cu dollars, da? Nu contează. Am făcut-o cu Spartan. Mai zis cu Alberto, parcă. Hai să deja? Apartamentul ăsta pe care ai uitat. M-ar fi că e un apartament foarte bun. So we're good to go. I think. You've done great. And this won't be a problem. No one is going to want to admit that anything happened here. According to my sources, well, Mr. Percival won't be successfully bidding on any government contracts if he can't stop himself from being robbed. You'll be fine. Just going to require a little bit of finesse. Two teams. Chopper crew, ground crew, all of you will be flying in together. Ground crew is going to jump into the labs, set off the EMP, make their way toward the information we're after while the power is down. Chopper crew holds position in the air, deals with incoming security teams. Once the ground crew has what we're after, you coordinate an evac and meet my contact with the file. Are we clear? So remember, if we never meet again, we never met at all. I love you all, which is why it's best we pretend that nothing happened. And if it did happen, it wasn't me, and it wasn't me because I was never here. Stay strong. I love you all. Love you. And that's how we don't get caught doing naughty things. Okay.
Mane, nu mă și pe mine în Batmobile tu. Bine, și eu pot să-mi iau Batmobile-ul, dar... Dar strâng bani. E Batmobile și mai bun pentru un heist-ul și cred că o să-mi iau un. Bine, aveam zintonă, dar aici mai... aici mai... ieftină și cea mai veche supercar. Bine, că e super bună pentru început. Dacă vrei un supercar de început, îți iei zintonă, frate. No. Hundreds of man hours and millions of dollars. Unless you believe in string theory and an infinite multiverse, this is our only shot at this. All that work, all that money, for everything, for nothing. That's a lot of pressure for four people to shoulder, but pressure can turn shit into diamonds. Da, de nu ne-am blocat noi pe aici, pe undeva. De nu o muri noi până ajungem acolo. Nope, iată, stă toată armura cu gigantului. Sau lui. Man, you're freaking kidding me. Asta cu Batmobile. Îi trebuie să sară în apă. Bă, dar aruncă, adică... totuși. E o combinație între Rocket Voltic, Rainer 2000 și... okay. De unui vehicul mare, nu poți să zici că e combinație și dintre rampă. Acum Rocket Voltic, adică cu 600 de mii ți e o mașină care are și mai mare bus și și trage. Adică are mai mare boost. Durează mai mai puțin. Ok, here we go. Pilot's taking the controls. Aerial gunner gets first choice on position. Side-facing minigun placements are in the rear. High-cal explosive rounds in the co-pilot's seat. Keep in mind there's a longer fire return interval on that one. Ground team, you take the last two positions of the bird and you get ready to jump. Okay, and now, fly out to the lab, gaining altitude. You'll need to be high for the ground team to hit their drop zone and for your bird's electrics to be clear of the EMP.
the lab, trying to stop the ground team getting swamped inside. Păcat că numărul tău mi-e mai folosește asta. Vede că eu, adică strâmbă încă 3 persoane lângă tine, că dacă nu e inutil, mai bine ți-ai Hunter. E că și aia trebuie să controlezi mai mulți ca să rupi o adevărată armă de război, da? Man, what? What?
running on an emergency generator. As long as the main switch is off, that won't cause us problems. The ground. The ground made of them. Shit. The chopper. Man. Yours.
your drop zone and for your bird's electrics to be clear of the EMP. When you're above the lab, we trigger the pulse. Power down there goes out, and the ground team can jump. Chopper team will hold position above the lab, trying to stop the ground team getting swamped inside. Chopper, man. The buzzer. Okay. Direct hit. După ce că ei au murit, tot ei au ieșit. I-au găsit odată. O, doar jumătate oră ne-am ales cu 0K, nu mai facem history, ne facem pe de history, asta o să facem de acum încolo. It's supposed to get really cold tonight, like I'm gonna kill myself.
Și acum ne bagă pe o sesiune full în care să fim bombardați. Invităm pe toată lumea. Ce ai, mă, nebun, mă? O, intra David. Didac. Și dați și ei seama că e mai profitabil să faci misiuni decât să faci un hiss din ăsta care primești 100 de ca. Pacific Standard-ul, finala, îi ok, dar să faci și setup-uri la Pacific Standard, de-aia am făcut doar primul heist, am făcut fake job-ul care necesită două persoane, știu că și ăla am stat. Înapoi la ăstia. Fă plane-ul, du-te, fă acolo, vezi că nu mai vin ăia, mai stai, zicem, până mai vin alții. Chestii de-astea. Și nu-i profitabil nici dacă faci chiar... cu prietenii, gen să fiți patru prieteni, să faceți tot ăla, tot noi. Ups, profitabil. Care așteaptă să mai mai mai. Da. Se putea întâmpla să nu avem noi grifări? A, da, e rezolvat poliția. Acum înțeleg sensul ăla de 30 de minute.
mă, dar și poliția asta e urâtă. Na. Dacă tu chiar crezi că poți să fugi de niște mari. Nu, omule, trebuie să fie mașina mea, băi, prostia! Te naiba, Tommy. Vezi dacă ești prost. Că ai murit. Hai. Te sună la morse mintul insurance ăla. La MMI. Morse Mutual Insurance, how can we help you? I'll look into it. Dă-mi o persoară. Nu, nu știu acum cine pe cine, dar știu că nu-i cum a spus voi aici. Ce-am făcut și misiunea? Ok, I need some help to the drop off. Nu, no, vine ăsta la altul. Dumnezeule, dar lăsați-mă în pace. No, nu. Hey there. What can I help you with? I take it this isn't purely a social call. Of course not. You're in trouble and you need my help. No problem. Și ieșit. Mi-a fost frică să nu vină ăla pe mine când mă spargea. Adică îmi dădea una cu buzardul și aaa, diamondul și ea era misiunea. Uite-te, știu că durează o misiune de asta 8 minute. Că și plata e 60 de ca
Chase Drake, yeah. E dacă mă vă... Nu, n-o pica live-ul. Justin's pompieri. Ah, there are players looking for MC. Da, o scaut o nouă sesiune și o să... O să invit pe Didac MV2. Am o tonă de prieteni pe GTA 5. Nu, sesiunea asta, sau de fapt, poate să fie pașnică. Ia de mânci. Nu, nu, 20, 15. No tryhards. I meant to stay tomorrow, băiatule. Chestii. Cu asta se ocupă ăsta. Bravo. Eu caut încă sesiune și mai vedem. Nici nu știu cât are live-ul. Ia să vedem. Bă, ce ofertă s-a băgat pe Brawl Stars. Hai să întorc palme. 49 de mega boxuri cu 49 de gemuri. Avem o oră și câteva minute, ok. Bun. Nu bati. Da, trebuie să sună MMA, respect the unexpected.
Morse Mutual. How can I be of service? I'll do my best. Sanchez, Demon, Opressor. Resident, Fine Prospects. No helmet, no explosives. No helmet. Nu mă bag, man. Dacă n-avem helmetul meu de toată zi, degeaba. Da, îi dai damage dacă tragi cu sniperul într-un om care are helmet, dar chestia e că gunsul se oprește acolo. Nu dă moară pe ăla tu. Gen, eu stau aici, e cineva aici și e cineva aici care trage cu sniper, de exemplu. Trage în capul meu, capul meu nu se sparge, îmi iau puțină viață și pe ăsta tu e moară. Pam, Rockstar, logic. Hai că trebuie să fi gătată și asta de uida, adică... Come on! No, să fii tu că ăia au crescut din spate și ăsta încă nu crescut la maxim. Și ce faci când nu atingi planta? Pentru ce te angajezi? Bun, acum nu vă mai jucați pe telefon, este? Să fii tu aia zici că-i căcat. Și doar atâta marijuana. Deci voi mi-ați făcut cu jumătate din supplier, voi mi-ați făcut 25 de K. Hai să fără niște supply-uri. Ce cu jumătate, cu mai mult chiar? Ok, well, the supplies we found are in the hands of some pretty nasty people. Deal with those people and get us what we need. Nu, ce fac aia? Să bat cu mașinile. Dacă nu fac un episod. No, stop pop. Radio ăsta e cam de rahat. Fuck me!
Și îmi place că ei au avut drepturi să facă, să pună piesele astea, dar nu au avut drepturi ca să numească două mașini. Numai Bugatti Chiron-ul. Eu denumit de cum era în viața reală, în rest nume de la ei. E că și drepturile doar costă puțin. Dar na, asta ar fi pe minus pentru ei. Ei rezolvă că nu pot să mai bagi mașini în spate la bambașca, dar nu rezolvă Titan glitch-ul. În care nu mai poți da drop-ul la supplier. Cei care nu știu să închizi aplicația. Am degeaba. Nu se tragă nimeni. Că nu vreau să explodez alea, să zic că am explodat. Mai bine mă bat cu ei. Da, știu și eu că am un asistent. Că te ieșesc. Dar e opțiunea jocului, adică cum te șez. Hai. Hello. Da, acum nu se mai aude pentru că am intrat în gașcă și are prioritate semnală de a gașcă. Și chestia e că te fură magărul ăla de 10k. Tu că tot ăla pe care l-ați avut voi, care a dit ai copacii, au făcut doar 3k. Deci dit ai copacii aia au făcut o bucată. Vezi, te ajut? Still in business. All right.
Okay, we're still in business. Hey, if it's our business, business warrior, să te businessuiască de business. Că te ia să cumpăr numai supplier și să nu fur de loc supplier, dar... Cine a început Piracy Prevention? Și de ce-i Piero cu roșu? Cam eu pesc aia de a terabyte. S-a terminat Piracy Prevention? Most wanted.
să vedem ce face. Ce facem? Cred că stai maneta. Of the sweet. Vision. Eu nu mă n-ai vision. Sometimes. What? Omul și-a dat și Mane, ți-ai dat 3, ți-ai dat 4, ți-ai dat 5. Deja e aceeași cască, dar și-a dat 5 thermal helmet-uri. Ce curat ești? Nu, nu în sensul țigan. Serve. Și sigur chill, ai asociați și nearby. Ia stai, sigur serve, VIP challenge. Nu, nu fac point to point. Players. Ok, numai tryhards. Doi tryhards. Doi. Sperie.
să te văd, Mr. Tryhard, cum o stric eu astea. Nu! Deci stai Tryhard pe unde asta, pe trei de astea. Să mor eu. Băi, sparg. Băi, mă duc pe altă sesiune. Ia să vă stric eu cheie de trăișul vostru. Fiați ai voi de tryhards. Să pregătim fatal weapon-ul, arma fatală. Bine că ăsta-i prost, rău. Și nu știe să tragă la picioare. Dar nu ți-ai consumat tu alea. Deci tu vrei să-mi zici mie că dai cu atâta alea pentru un singur kill. Ce viață tristă pot avea ăștia? Bine că tu acum tragi cu sniper, normal, ți-o găta glanțele, prietene. N-ajunge. Deci sunteți duși cu pluta, înțelegeți voi? Și acum ești pasiv papăr. Că așa știți să jucați, mă, tryhardilor.
Hai că am văzut-o și pe asta. Orbital Cannon glitch, cumva? Normal că Orbital Cannon glitch. Fii tu de milițian. Normal că Orbital Cannon glitch. Și dacă vinde cineva acum, ăla dă un Orbital Cannon și ne moare pe toți. Deci, fucking Orbital Cannon. Și normal că e cu prietenul ei, că e pasiv papa. Normal că ăsta-i în facilitate. Ăsta-i în bunker. Știe ce face. Bun, eu chiar nu am chef de pasiv papper de destea, așa că I will freaking leave this session, sesiune apăcii să fie ea. Să fie ea de sesiune. Sesiune. Deși puteam să-i dau, dar nu mă iesc. Puteam să-i dau report. Secure serve retire. MC Club. Și invit și pe ăsta. Send game invite. Și pe ăsta invit. Ce-a făcut? Și-a băgat Ghost Organization? Ce-a făcut? Da. Vrem să ne ducem la time trial? Să vedem cum ai făcut drumul, să vedem dacă putem face asta. Da, MC President, Return Vehicle, MC President, dă-mi Bati 801. Sau puteam să iau bătrânica, da, mă. Da, și trebuia să-i pun ăla. Boost-ul. Nu știu în ce direcție. Încolo. Stai, ce e, unde e destinația? Ok, și cât îmi dă? 2 minute. Trebuie să fii prea badass. Oh! Hei!
Uite că n-are cum să fie haste-ul. Mamă, și mă dă pe alte sesiune. A, nu. Ok. Return vehicle. Și dă-mi Sanchez-ul. Dă-mi Sanchez-ul. Da, mai aproape, nu știi să mi-l dai. No, pe bune. Să vedem cum facem. Pam pe clip și... Ui! Ce cazi? Uite, așa mi s-a dus 5 secunde. Nu mai ajung. Nu mai am cum să mai ajung. Că astea de obicei se fix. Nu mai ajung. Bă. Fucking hell, the time trial. Că de nu-i nasol. Hai să mă duc să ajut pe prietenul meu. Return vehicle. Da, mi-a pus o... Ăla s-apucă să vândă mașini cu prostul. Văd pe cineva care vin de acolo. Văd un target. Știu că o să ziceți că... Na, acum ați grifă. Dar, come on, e două ore. Mă simt prea stresat ca să nu omor pe cineva. Cursa aia. După cursa, mă. No, dar distruge-te. Salut, prietene, salut. Mai veni veselia un pic.
Ia, poate îmi dă acum report. Dar poate că omul a... Poate că omul a chiar a avut 111 căituri. Și eu i-am distrus. Vin aici, ai bounty. Ai mașină? Ai mașină? Nu da, gen, chiar ai mașină sau nu? Nu. Cincica! Știu că am fost nesimțit la faza aia că i-am distrus căiturile. No, ăsta s-a pus pe pussy mode. Deci el și voia să se pună pe pussy mode, dar nu putea. Ia vine aici. Nu, omul își vede treaba lui. Și eu n-am mental state deloc. Adică am normal, gen. Cred că așa sună muzica aia. Ea nu va plăti tot prețul. Păi, voi vă gândiți cât de valoare o să ia acolo? Păi, din moment ce mi-e îndădea 30 de cash, acum am dă 60, bine, mă, chiar 70 dacă fac așa. Gândiți-vă cât valorează diamondurile, adică nu e un diamant. Cutie. E, dacă toată lumea ar avea... Aceiași bani ar avea cineva mai mult sau mai puțin. Toată lumea ar avea un pumn de diamante. Sau 10 diamante, ceva în genul ăsta. Dar nu big diamante. Da, de ce să iau eu doar diamante când pot să iau și jewelry-ul? Dacă tot spar cafe. Ăla pe care am omorât eu fi dată liv. Bounty of 3000. Puțin și îi... Adică nu că e puțin, dar e ăla acolo. În facilitate liv. Bio-ului. Care nu știu de ce era, adică... Nu, e în safe house. Nu știu de ce era office-ul ăla care e la 10 metri, e la 100 de metri distanță, chiar mai puțin.
Dar costă gen 2 milioane și... Și știu că n-am mai postat de demult, dar... Vinim cu noi cu GTAO. Să vedem ce-o mai făcut aia pe buncă. Dar nu, n-o să vând, adică poți să vină un găi fără să te distrugă. Și aici e doar de noroc. Poate să vină unul ca mine să îi distrugă sau să mă distrugă. Sau poate să nu vină să iau, nu știu, 30% bonus. Știți că e gen plină sesiunea. Dacă nu e plină sesiunea, nu pai cum să dai, cum să nu dai de grifer. Adică mă rog, n-ai nicio treabă dacă ești ca professional să ai 1000 de prieteni. Ia, nu zic că el și eu am făcut prietenii că are 1000 de abonați și au făcut prietenii de dinainte de să aibă ăla. Dar acum îți dai seama, toată lumea vine de aia și așa și omul a făcut bani. Că s-a jucat de când ea de pe PS3. GTAO. Și a făcut bani. Acum ai prea mulți bani. N-ai ce face cu ei. Așa că banii aia, adică mă rog, îi ajută pe alții, știți voi? Cu oricum are destui bani și... Nu. Adică și eu și aș gândi așa dacă aș fi cumpărat toate chestiile din joc și aș fi avut încă un, nu știu, un miliard. E surprise, buy surprise. Păi, dar mai e un pic de surprise level. De ce să cumpăr superior 75.000, băi? Ăsta. Când poți să fără niște superior. Dar bine, îmi dă puțin de tot dacă fără superior. Dar trebuie să fac ceva cu timpul. Pum, 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 pum. Știți muzica aia? Când vinzi ceva și de-astea. Nu, gen... Când fur ceva. You know what the techs of the lab are really itching to break down? A tank. We found the mother load. So go out there and bring them in. Deci voi vrei să mă duc acolo să fur un tank. Voi vrei să mă duc până acolo. Păi dacă fur un tank, Dumnezeule, trebuie să-mi dați full supply-uri de să iasă pe afară. Și cum poți să vinzi un tank? Cum te ajută pe tine un tank? Că nu iei arme din el. Că n-au o arme în tank. Bine, știu că tankul e o armă, dar cum vinzi tu un tank? Ia zi-mi și mie. E, poate vinzi proiectile, dar... Altfel poți să iau cu carbobobul, dar... Dacă este carbobob. Ia să sunăm un pic pe fratele Lester. Hey! What's going on? Okay. Okay. There you go. Un carbobob. Nu mai bine. Că nu știu dacă au ăia carbobob, deși ar trebui să aibă... Nu ne riscăm.
Saji. Nu cumva eu l-am distors pe Saji. Da, dar nu e profitabilă misiunea asta. Că stau prea mult la ea. Că deja am 2 minute jumate. Și știți și voi că time is money. Mai ales cu double cash și experiență. Chiar is double money. You can have it for 12 ore. Da, mă ia poliția dacă nu îl returnez în 12 ore. Dar înțeleg este cum îți scoate profitul, adică am plătit zero. Nu știu de ce plătesc zero. Nu știu pentru că am ajuns sau un anumit level să plătim. Dar nu mă deranjează, asta e clar. Bine, oricum nu iau o sumă prea mare, dar... A, da, așa, unia mini curlig-ul. De ce nu pot să am și un curlig de aia mai mare? Ui, deja am 4 minute și n-am ajuns acolo. Dar e și urtă zona. Nu, dar să fiu eu, că nu mi-a dat misiunea asta niciodată când am avut Palette of Forest Bunker. Dar acum când am... Pe ăla din Grand Senora Desert de tot să trec de munte Everest. Nu glumesc că ce iadul, da. Nu-mi convine. Uite-mă, și aveau Carbobob. Mă, numai să nu intrați voi în GTAO. Bă, nu mai trageți în mine! Nu mă duce ăsta. Da, nu mă duce, că deja scoate fum negru. Da, nu mă duce. Shit. Mai veți? Mai dați în mine? Bă, deci voi nu veți să înțelege, sunteți imposibili. Lăsați-mă în pace. Nu, și voi ce credeți că faceți? Bă, dar mai sunteți mulți. Că mă enervați deja. Bine, m-ați enervat din prima. Cu Carbobobul, da. Băgăm la snacks-uri.
Opa, dar cu Craig-ul ăsta mai vorbim. Cu Craig-ul ăsta mai vorbim, bossule. Măi, acum dacă mai fac flip-uri cu el, poate... Poate cade tankul. Știu că la carbobobul normal cădea tankul dacă face așa. Adică să via de carbobob și pa. Dar câți speți? No, mă enervează când mai arată câți 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mă, 15, da, 15 cu topul meu. Dar eu nu mă pun ca bonus. Am pus-o. Da, am pus-o. Nu, voi rămâneți așa și trageți în el, numai să nu vă pună în naivă, să trageți cu missile-uri sau cu explosive cannon, că nu știu. Nu știu, n-am ce să vă fac. Na, flip-uri cu tankul, găsiți numai pe canalul meu. V-am spus că fac flip-uri cu tankul. Pentru flip-uri astea trebuie să-mi dați 15 de fiecare. Pentru că v-am oferit spectacol. Am făcut flip-uri cu tankul. E că nu-i nimeni și... Da. Nu-i nimeni în momentul ăsta, deci au 0 lei. Cred că nu-i nimeni. Bă, nu mai merg motoare. Nu mă lăsa în apă. Și nu atunci când aterizăm să faci flip-uri cu tankul, să-l restorn. Să zic că steel supply is over. Și am stat 10 minute pentru un tank. Bă, dar pe aia s-a... Bă, dar prost sunteți, mă. Flipper cu tankul! Nu mai rezistă. Că scoate pumnele. Unde supraier? Deci, cât de mare a putut să fie, i-am trecut pe lângă ele. Bă, să fii tu că ăsta încă mai rezistă. A dus tankul intact, pentru asta trebuie să-mi mai dea încă 300 de mii de dolari. Deci am intrat cu tankul, fratele meu, în bunker. Trebuie să-mi dați supplier full! Dacă nu-mi dați full... Și unde sunt toate supplierurile? Deci vreți să-mi spuneți că din tot tankul ăla...
Voi ați adus tevi. Și muniție... nu trebuie să fie muniție de tank? Nu știu, zic și eu. Good work. That's what these left. Mamă, ce grafică, zici că-s gândaci. S-a mâncare de pușcărie. Deci vrei să-mi ziceți că voi aveți doar gloanțe și că nu puteți face arme doar din ele. Bine, aveți covoare, se pare că, și țevi. Bun, ăștia se bat și soft the radar și chestii și nu vreau să vând acum, deși cât ar veni profitul. Stai să bem un Sprite. Nici de desta nu a avut. Deși doar făcea o reclamă, ei... Nu? Gen... Nu știu. Nu știu dacă ei trebuia să încaseze bani sau să ia bani. Dar puteai să scrie și Coca-Cola și Sprite. Dacă am atât a fost și cu acest live stream. Nu mai facem nimic. Așa că nu uitați de buton de like, de dislike dacă nu v-a plăcut, de share. Bine, de share la videouri, că acum e prea târziu. Și de butonul de subscribe dacă vă place ce fac și vreți să mai vedeți chestia asta în continuare, pentru că mie îmi place foarte mult. GTA 5 este jocul meu preferat. Și Red Dead Redemption. Chestia e că astea două jocuri, dacă nu mă joc un pic pe ele, nu mai vine să mă mai joc. Da, bă frate, nu mă mai joc mult timp. Da, mă joc numai un pic și bam! 40 de ore minim. Până să iau o pauză de GTA, mă refer, nu în două zile. Bun, cam atât a fost și cu acest live stream, am mai spus-o odată. Eu am fost Lord Christy și noi ne vedem data viitoare cu un nou episod sau cu un nou live. Așa că, ciao, les!